Deci, dragi prieteni, cum sunteți obișnuiți, o nouă zi, o nouă săptămână și vă aduc în față din nou un invitat, în cazul de față o invitată și o legendă foarte importantă a sportului românesc și în special acel stelist și mai ales la secția de canotaj. Știți cum am făcut eu, mamă, fiu, frate, tată și așa mai departe. Am făcut deja cu băiatul dânsei care a fost și el la clubul ăsta un cincinal și anume la secția de basket. Dânsa a trimis așa, cum se zice, gena aceasta sportului și stelistă în familie și la o nepoată a dânsei, la Roxana, care și dânsa a făcut canotaj și așa mai departe. Dar astăzi să mă scurtez așa cât de cât la prezentarea mea, că o fac pentru că deja vedeți invitat acolo în colțul ecranului. În afară de faptul că v-am spus că e legendă, dânsa a luat așa treptat performanțele și a ajuns, cum se zice, de la Olimpiadă, de la un argint, bronz, apoi argint, argint și apoi a culminat cu aur, aur, la Olimpiadele în Atlanta și de la Sydney și a dovedit talentul încă de la început, când a debutat în 1984 și a luat o medalie de aur la echipajul de patru vâsle. Și așa mai departe, la Universiade, campionate mondiale, a luat 17 medalii, dintre care 6 de aur la campionate mondiale și Jocuri Olimpice. Se trage dintr-o zonă unde vă spun eu mereu că sunt foarte mândru, Moldova, pentru că am rude și prieteni în toate marile județe, dar de acolo de unde este dânsa este nașa mea de botez de la Iași și un oraș cultural și așa mai departe, fostă capitala României. Dar mă rezum aici pentru că e bine să vă aduc invitata și să ne povestească dânsa toate întâmplările și evenimentele importante din viața dânsei. Și pe parcurs vom mai spune și alte informații și vor rula pe ecran așa cum v-am obișnuit. Deci fără prea multe alte prezentări, dragi prieteni și în special de steliști, vă aduc astăzi în față pe nimeni alta decât, cum v-am spus, legenda noastră a canotajului și de anume doamna Veronica Cochela Cogeanu, să rămână. Bună ziua! Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate care reprezintă mai mult decât faptul de a vă vedea acolo și a face o poză cu dumneavoastră și vă da un autograf. Acest lucru rămâne acolo pe YouTube, cum se spune, ca o comoară pentru toți cei care vor să urmărească interviul acesta cu dumneavoastră. Și pornesc așa de la origini, cum se spune, cu întrebarea care o spun eu mereu trei într-unul și anume să vă întreb cum a început povestea dumneavoastră aceasta frumoasă și de când atracția pentru sportul în slujba căruia ați rămas iubit și descoperiți noi talente și cine v-a descoperit? Practic, eu după ce am terminat școala la Iași, am plecat la Arad pentru a-mi continua studiile. Da. Vinul liceului era situat pe malul Mureșului și vedeam zilnic sportivi antrenându-se pe Mureș. Da. Și la un moment dat s-a inoculat dorința de a descoperi tainele acestui sport și efectiv am mers de bunăvoie, m-am întâlnit cu antrenorii acolo. Da. La prima întâlnire nu au fost prea încântați pentru că eu nu am fost o sportivă cu parametrii cei mai grozavi pentru practicarea sportului. Eram puțin înaintată, în vârstă aveam 17 ani. Da. Și au fost rezervați în a-mi spune că da, pot să continui. Dar treptat la antrenament ei și-au dat seama că voi putea face performanță. Nu cred că la momentul respectiv s-au gândit ei la o performanță așa de înaltă, Da. dar dat încrederea necesară pentru a începe și a descoperi tainele acestui sport. Da, foarte frumos. Și da, cum uitați dumneavoastră, v-ați dus de la Iași într-un alt mare oraș a României, la Arad, și apoi, nu foarte la mult timp, ați venit la Clubul Steaua,
cum a fost acel moment când ați venit și ați fost recrutată la Clubul Steaua? Eu, fiind o sportivă destul de ambițioasă, zic, da, am obținut prima medalie la campionatul mondial în 1985. Cei de la Steaua deja au început să mă curteze, să mă dorească ca și parte din secția de canotaj. Dar eu am ezitat pentru că Lauda Arad mi era foarte bine și acceptat venirea la Steaua abia după Jocurile Olimpice din 88, pentru că urma să mă căsătoresc și atunci nu avea sens să rămân la Arad, soțul fiind bucureștean. Da, am înțeles, da, păi a fost... S-a pleat, cum se poate mai bine, cum se spune. Așa o să am, totodată probabil să vă gândiți că nu am pus aceste întrebări în ordine, dar în funcție de răspunsurile dumneavoastră le mai schimb, așa să zicem, ordinea cronologică, vă iau pe la început, pe la sfârșit. Acum, dacă tot ați menționat și de Clubul Arad și de Clubul Steaua și vreau la un moment dat să rulez aici pe ecran, să spun că ați făcut un duet foarte bun cu doamna Elisabeta Lipă, adică cum ar fi la lotul național, era jumătate Steaua, jumătate Dinamo, așa cum este și în clipa de față Simona Radiș cu Ancuța Bodnar. Și dumneavoastră ați făcut nu doar duet cu doamna Lipă, chiar ați mai făcut și cu doamna Georgeta Andrunache și apoi la un moment dat și cu doamna Ignat, care dânsa a stat la Clubul Steaua până va trează dumneavoastră, iar apoi dânsa s-a dus jumătate de perioadă, 8 ani la pe la Dinamo. Vreau să vă întreb cum erau în cantonamente și cum vă înțelegeați cu ceilalți sportivi și dacă tot așa stăteați în cameră. Știu că domnul Brănișteanu mi-a spus că stătea intenționat cu cineva de Dinamo ca să fie conexia mai bună așa în lot. Noi nu am avut niciun fel de divergențe legate de apartenența de club. Da. Noi am fost sportive de lot olimpic, lot național sau cum se numea la vremea respectivă și nu am absolut nimic de împărțit pentru că toate ne doream același lucru, să urcăm pe dreapta cea mai înaltă a podiumului. Da. De asemenea și eu am stat foarte mulți ani în cameră cu doamna Lipă. Da. Și suntem prietene, am fost prietene, dar asta nu a însemnat că nu am fost și adversare. La campionatul național, la selecțiile aferente alcătuirei unei echipaj, deci nu am ținut cont de prietenie atunci când eram la start și fiecare trebuia să-și apere valoarea. Nu am avut niciun fel de probleme legate de acest lucru. Da, da. Da, foarte frumos și, cum v-am zis, și în clipa de față e această conexiune între Simona și colega ei și, cum se spune, da, la lotul național nu poate să împartă medalia aceea, să o trimită jumătate la Steaua și jumătate la Dinamo, dar e foarte bine că se obține acolo multe medalii. Și de fel, cum am avut și cu domnul Alupei, dânsul a făcut carieră la Clubul Steaua, apoi, uitați, când s-a dus pe partea aceasta de antrenorat, datorită soției dânsului, s-a dus mai mult spre Dinamo și spre lotul olimpic. Dar nu e nicio problemă că sunt atâția sportivi care au fost la ambele cluburi rivale. Vreau să vă întreb acum, tot așa, de pe la începuturi, cum a fost copilăria dumneavoastră, dacă ați putut să vă bucurați, așa cum zice Ion Creagă, în amintiri în copilărie, sau la dumneavoastră s-a contopit foarte mult viața cu sportul și mai ales tinerețea? Copilăria a fost foarte frumoasă, după cum v-am spus la început, eu am descoperit tainele canotajului, el pe la vârsta de 17 ani, o vârstă înaintată, dacă vorbim sau ne referim la vremurile actuale, unde copiii încep, sunt selecționați mai exact de la vârsta de 12-13 ani. Deci eu m-am bucurat de plin de copilărie. Și canotajul l-am luat ca o altă
să spun eu, o altă experiență a vieții și da, a fost o experiență foarte frumoasă și zic eu că de bun augur. Da. Acum vreau să vă întreb, cum a zis la început, lumea era așa, nu știa ce să aștepte la dumneavoastră, că ați venit, cum a spus, la o vârstă la care unii deja erau consacrați, dar vreau să vă întreb și din punct de vedere al staturii dumneavoastră, că știu că la canotaj sunt selectat persoane mai foarte înalte așa, și dumneavoastră erați o persoană nu foarte înaltă. Și cum a fost pentru dumneavoastră acest lucru și cum ați, probabil ați compensat foarte mult cu munca ca să dovediți că nu sunteți foarte, nu aveți acea calitate de a fi foarte înaltă? Da, noi ăstea care eram mai scunde trebuia performanța să fie constantă. Da. Să demonstrăm că suntem capabile să ocupăm un loc într-un echipaj. Pe mine m-a ajutat foarte mult și Ambergurăș, pentru că aveam față de 1,75 plus 11, da. Deci n-am un fel de dificultate să mă integrez în echipă cu o persoană sau o colegă mai înaltă. Da. Mobilitatea foarte bună și nu am avut niciodată reproșuri sau antrenorii nu au fost niciodată nemulțumiți de integrarea mea într-un echipaj. Da, da, am înțeles. Acum vreau să vă întreb așa, nu neapărat dacă ați avut, să zicem, unele superstiții, poate să zicem unele tabieturi și lucruri la care ați văzut că vă purtau noroc și ați ținut la ele și le-ați făcut mult timp, sau poate aveți unele lucruri de genul acesta și acum în viața de zi cu zi? Singurul tabiet este munca constantă, perseverența și seriozitatea. Și că a fost sportivă și acum în meseria de antrenor, încerc să împărtășesc elevelor mele același lucru. Deci poți să umbli cu tot felul de talismane, să umbli după numere de mașini. Dacă nu ești antrenat, dacă nu ești pregătit, alea sunt doar niște, cum să spun eu, lucruri care nu ți ajută la evoluția ta în performanță. Da, am văzut că unele, tot așa, unii intervintați au spus că le-au considerat niște slăbiciuni și au încercat în timp să renunțe la ele, chiar dacă le aveau. Alții care, știu eu, au fost mai superstițioși și au ținut la ele, dar știți că e în funcție de fiecare personalitate. Acum vreau să vă întreb, a spus dumneavoastră cum ați început și n-are rost să vă mai întreb acea întrebare obișnuită cu debutul, dar vreau să vă întreb care a fost momentul, mai ales din prisma vârstei la care ați început și cei care nu credeau așa de mult dumneavoastră, care a fost momentul în care v-ați dat seama că veți face carieră cu acest sport și este sportul potrivit pentru dumneavoastră, că mulți au trecut pe la multe sporturi ca să își găsească sportul potrivit. Da, așa cum am spus, m-am apucat la vârsta de 17 ani. La vremea respectivă, o fată la 18 ani deja trebuia să fie într-un loc de muncă și clubul să-i plătească acea scoatere. Da. Și erau puțin rezervați. Eu în toamna lui 83 am venit pentru prima dată la Snagov, la o selecție pentru lotul de perspectivă, că nu era lot de tineret, lot de perspectivă. Da. Într-un număr de 60 de fete, de sportive. Da. Toată bateria de teste care a fost în sală, pe pista de alergare, pe apă și așa mai departe, m-am clasat prima. Erau și sportive care aveau 2-3 ani de canotaj și atunci au dat seama antrenorii că da, într-adevăr, voi fi ceea ce își doresc ei, adică o sportivă care să le aducă performanță. Da, am înțeles. Uitați, cu ocazia asta îl salutăm și pe băiatul dumneavoastră care ne trimite aici în comentarii inimioare și, da, și altă lume care vă salută și așa mai departe. Vreau să vă întreb acum, tot așa, dintre concursurile, știu că toți sportivii țin la toate medaliile și le iubesc în același mod, dar vreau să vă întreb că
așa, care a fost concursul sau știu eu, perioada în care a simțit că ați dat, știu eu, mai mult decât 100% și pentru acea medalie, fie că nu neapărat trebuia să fie una de aur, de argint sau de bronz, dar simți dumneavoastră că ați dat mai mult decât ați putut la finalul acelui concurs. Toate medaliile îmi sunt dragi. Da. Pentru fiecare în parte am dat tot ce am putut și ce am avut mai bun ca și mod de pregătire. N-aș putea să spun că am dat mai mult pentru una sau alta. Medalia de bronz obținută în 1985 în patru vâsle la Hațevinchel îmi este la fel de dragă ca și cea de la Atlanta, de la Jocurile Olimpice. No. Da, a fost prima medalie a mea obținută la un campionat mondial ca și debutantă. Medalia de argint de la Seul, la Jocurile Olimpice de la Seul, obținută în proba de dublu vâsle cu Elisabeta Lipă, fiind prima medalie, îmi este dragă. Da. Nu putea să spun. Și după se părea ceva firesc să muncești și să urci pe podium. Deci astea două au fost pentru mine primele care mi-au certificat practic evoluția mea. Da, corect. Acum vreau să vă întreb dacă în cariera dumneavoastră ați avut parte, știu că la canotaj am fost unele persoane care l-am avut care datorită accidentărilor a trebuit să le treacă definitiv. Dacă dumneavoastră ați avut accidentări majore care, să zicem, v-au stopat sau v-au stagnat cariera? Depinde de fiecare individ sau individ în parte, de fiecare sportiv cât ascultă sfaturile antrenorului. Eu nu am avut absolut niciun fel de problemă. Da. Ca drept dovadă și la vârsta asta eu practic canotajul, eu concurez la campionatele naționale. Da. Am acum 2 ani la campionatul mondial de master. Am concurat la campionatul mondial de master pe ergometru acum 2 ani, unde am obținut medalia de bronz. Deci sportul, chiar dacă este de înaltă performanță, dacă ești atent cu pregătirea organismului înainte de efort, să știți că nu aduce probleme de sănătate. Doar dacă faci o încălzire nu tocmai adecvată efortului care urmează să-l desfășori, atunci da, pot să apară probleme. Da. Dacă tot ați menționat că și acum concurați, tocmai am și găsit, am uitat să vă spun că de-a lungul acestui interviu eu voi rula pe ecran diferite poze de-a lungul carierei dumneavoastră sau și când erați antrenoare sau poze când erați cu lotul olimpic în activitate sau acum cu alte sportive și am găsit o poză când erați acolo pe podium la acum recent și știu că ați declarat și dumneavoastră în interviu că acum sportivii se uită așa cu mândrie la dumneavoastră prin cantonamente când dumneavoastră vă treziți de dimineață și începeți să faceți antrenamentele la ergometru acolo și probabil acesta e un lucru foarte bun pentru că îi face și pe ei să ia mai în serios antrenamentul și să fie mai ambițioși, probabil vă vândându-o pe dumneavoastră că încă faceți acest lucru și vreau să vă întreb dacă și unele dintre fostele dumneavoastră parteneri mai fac acest lucru, ca doamna Lipă, ca doamna Georgeta? Toate și-ar dori să pună în practică experiența acumulată ca foste sportive de performanță, doar că timpul nu le permite. Da, astă vară, la Pantelimon, când s-a desfășurat campionatul balcanic, am refăcut în mare parte barca de 8+1. Da. Și te mai vede acum? Da. Vă vedeți. Doina Ignat se antrenează destul de constant. A participat și ea la campionatele mondiale de master acum 2 ani de la Libron. Și cu siguranță
atunci când timpul le va permite, vor reveni cu drag pe luciu apei de la Snagov, Pantelimon sau altă zonă unde au această posibilitate. Da, mai ales că dumneavoastră, dacă acum aveți casa acolo, Snagov, cum se zice, ieșiți din casă, intrați direct pe lac acolo. Ei, nu chiar. Da, trebuie să-mi permită timpul, pentru că și eu am un program bine stabilit și trebuie să stau în preajma sportivilor. Da, corect. Da, nu neg, atunci când ei merg la odihnă, eu merg să mă mai antrenez puțin. Da, corect. Pe ergometru sau pe apă, da. Da. Nu zilnic, că nu sunt tot timpul aptă de antrenament, dar atunci când simt că sunt capabilă și am energia necesară, nu ezit să-mi fac antrenamentul. Corect, da. Și cum ați zis dumneavoastră că vă simțiți datorii că puteți să facem în continuare aceste antrenamente și chiar mai participați la concursele acestea de master, vă simțiți cu 10 ani mai tânără, care asta este un lucru foarte bun de spus de persoane care s-au retras în activitate și cum ați și spus că e bine că sunteți încă activă, că faceți ca în așa fel ca articulațiile să nu fie rigide, să nu moară prea repede. Este foarte bine să faci mișcare, pentru că organismul unui sportiv de înaltă performanță, timp de 15-20 de ani, a fost obișnuit să se antreneze, să fie antrenat la anumiți parametri și atunci când renunți la activitatea sportivă, că te retragi sau din alte motive, da, e bine să continuăm să facem mișcare, chiar dacă nu la nivel de înaltă performanță, dar mișcarea niciodată nu dăunează, ba din contră, așa cum ai spus și tu, te ajută și articulațiile rămân mobile și e foarte important ca să nu începi să mergi la doctor și să ți prescrie tot felul de tratamente care nu știu cât de benefice sunt, tratează pe o parte, iar pe șapte strică. Și atunci e bine să facem ceea ce considerăm că e bine și oricum organismul îți cere și e bine să-l ascultăm tot timpul. Da, corect. Așa este și deja după atâția ani de activitate și antrenarea dumneavoastră, acum vă cunoașteți scopul mai bine ca un doctor, cred că. Și știți da, ce? Care dintre noi cred că are această posibilitate să comunice cu corpului, să-l asculte și atunci când mai are nevoie de 2 ore de somn în plus sau nu știu, orice. Da, da. E bine să fim tot timpul într-o comunicare cu organismul și să ascultăm fiecare semnal. Corect. Acum vreau să vă spun tot așa în prisma concurenței acestea de la cluburi pe care, da, să zicem, la o trecere la alt nivel, noi ca suporteri câteodată într-un mod și exagerat să spunem, dar nu discutăm despre acest lucru. Dar dumneavoastră, în afară de faptul că ați concurat pentru clubul nostru, ați avut legături cu clubul rival prin prisma lotului național, apoi ați ajutat și un alt club rival, clubul Rapid. Și vreau să vă întreb, uitați că cei de la Rapid v-au luat și sau folosit experiența dumneavoastră și cum de nu ați fost recrutat înapoi la clubul Steaua? Ei, n-aș putea că să spun că se folosesc de mine. Nu, deci eu am activat după ce am renunțat la activitatea de înaltă performanță ca sportiv, am rămas în clubul Steaua ca și da, antrenor. Dar la un moment dat a trebuit să renunț la activitatea de antrenorat, pentru că fiul meu, după cum știi, da, a făcut liceul la București și a trebuit să fiu lângă el. Cei 4 ani am stat departe de canotaj. Da. După care am revenit în meseria de antrenorat. La Steaua erau suficienți antrenori pentru secția de canotaj, atunci nu mai era loc și pentru mine. Ah, păcat. Și am avut o oportunitate de a se înființa secție de canotaj la Rapid. Da. Și pentru mine a fost o provocare și am spus de ce nu. Da. Și da, am acceptat să fiu antrenor la clubul Rapid. Și să-ți mai spun un lucru, sportiv, da, la
Sper să știi că sunt pentru clubul Dinamo. A, păi da, asta zic, că dumneavoastră aveți legătură, acum v-am zis că ați făcut, da, cu toate cluburile. Păi așa e bine, în viață să vezi cum e la fiecare structură sportivă, de ce? Atâta timp am conviețuit cu fetele de la Dinamo, cu fetele de la și de la alte cluburi, că nu numai Steaua și Dinamo, ele sunt cu ponderea cea mai mare, dar mai sunt și cluburi mai mici care au, cum e CSM București, cum CSM Constanța, sunt și cluburi din astea mai mici, da, care au sportivi. Ok, de ce să nu? Trebuie să fim deschiși. Da, corect. Și plus, mai ales că și cele, dacă ați zis că sunt cele mici, cum sunt cele din zona nordului Moldova, de unde sunt, știu eu, de la Botoșan, de la Suceava, unde a fost recrutat și Ciprian sau alte sportive care acum nu mai concurează, care au fost tot așa, au fost la clubul Steaua, mă, foarte mulți vin acolo, cum ați și spus, la clubul Steaua și la clubul Dinamo, mai ales că clubul Rapid a înființat de curând această secție. Vreau să vă întreb acum, dumneavoastră ați trecut așa prin atâtea locuri și, să zicem, culturi de-a lungul activității și apoi și ca antrenoare, care a fost, să zicem, locul care v-a impresionat cel mai mult și de care probabil ați apucat să-l vizitați în vacanțe, că atunci când erați în cantonament nu prea aveați așa mult timp. Și dacă este tot așa un loc, tot așa din punct de vedere personal, un loc care îl mai aveți acolo pe listă să-l vizitați într-un viitor apropiat și încă nu ați făcut-o încă. Da, mi-a plăcut foarte mult Atena, de exemplu. Da. Am mers acolo în vacanță, am vizitat tot ce s-a putut de la Acropoli și de tot ce s-a putut vizita. Da. Pe ceasă am timpul necesar și să mai revin pe acele meleaguri. Da. A fost după Olimpiada de la Sydney, știam că voi renunța la activitatea sportivă, dar de fapt a fost singura competiție de anvergura asta unde am mai avut la dispoziție 2 săptămâni după ce am terminat concursul, ca să putem să vizităm, să vedem, să avem posibilitatea să vizităm și să ne și deconectăm după concursul, după competiția în sine. Da, Sydney mi-ar plăcea să am ocazia să revin acolo și să revăd, chiar dacă din ce am văzut mai recent pe la televizor se întâmplă tot felul de lucruri de nu tocmai plăcute, dar eu zic e să ne sperie un incident din ăsta și da, sunt mai multe locuri care aș vrea să ajung într-o zi sau în viitorul apropiat să le vizitez. Da. Pentru că eu după ce m-am retras din activitatea sportivă, ca și sportiv de înaltă performanță, am rămas în antrenorat, iar vreau să-ți spun că și antrenorii de la canotaj au programul mai draconic decât sportivii. Ne permitem niciodată să plecăm în perioada vacanțelor, să-ți iei și tu cu familia un concediu de 1 săptămână, nu de 2-3 săptămâni. Da. Și în perioada aia scurtă, de după obiectivul final, încerci să rezolvi problemele care nu le-ai rezolvat într-un an de zile și dacă îți mai rămâne ceva timp, să te duci câteva zile pe aici, pe aproape, nu așa departe. Da. Dacă tot vine vorba de alte lucruri, vreau să vă întreb pe timpul activității noastre care era locul în care simțeați că vă încărcați bateriile după un sezon care era aproape un sezon întreg calendaristic. Adică acele zile care le aveați, cum ați spus și dumneavoastră, erau foarte puține, dar câte zile aveați, care era locul unde vă mergea să vă încărcați bateriile? Cred că la fel ca oricare alt om, acasă la mama. Acolo îmi plăcea să-mi petrec mare parte din perioada liberă. Acolo îmi încărcam bateriile, acolo mă simțeam din nou copil.
aveam impresia că timpul a rămas în loc și da, veneam de acolo cu toată energia pozitivă pentru a mai duce un an la bun sfârșit. Da, da, foarte, foarte frumos. Și dacă tot am vorbit de aceste lucruri cu încărcarea bateriilor, vreau să vă întreb acum când ați fost ultima oară la Iași sau dacă mai aveți acolo rădăcini și rude. Da, mai am acolo, mai am doi frați care locuiesc în zona respectivă, unul chiar în sat la Horlești, da. de unde provin eu, și celălalt, tatăl lui Roxana, este în Iași. Mai am rude, mai am unchi veri, e sigur că mai am acolo încă din rădăcinile familiei mele. Da, și sunt sigur că vă mândriți, cum am zis, de lucrul ăsta. Eu mă mândresc cu orașul Iași, v-am zis, și din punct de vedere istoric și cultural și cu nașii mei de botez, și sunt sigur că și dumneavoastră vă mândriți cu acea zonă. Dacă tot ați menționat-o și pe Roxana, vreau să vă întreb dacă ați ajutat-o sau v-a cerut ajutorul de multe ori atunci când a fost în activitate, adică să se bucure de experiența dumneavoastră, să se folosească, nu să se bucure. Roxana a fost și este un om special, foarte conștiincioasă, deci ea la vremea când a hotărât să vină la canotaj m-a solicitat, m-a întrebat, am susținut-o. Deși ea practica handbalul, a ales să vină la canotaj, chiar dacă acolo unde a venit ea la liceul de la Snagov, în cămin, da, nu era atât confort, erau paturi suprapuse, ca într-un cămin. Da. Ea a ezitat, ba din contră, taică-s-o a spus că nu lasă copilul acolo, iar nu a vrut o secundă să renunțe la visul de a-și urma mătușa. Foarte pentru frumos. Pare că pentru ea am fost un model și a vrut cu tot din adinsul să practice acest sport, care este mult mai greu și anevoios decât handball-ul, spre exemplu. Da, corect. Și este un sport mai complet, așa cum este, știu, schiul și notul sau tenisul de câmp, care sunt și ele sporturi complete. Cum a zis și dumneavoastră, acest sport îți întrebuințești toate grupele de mușchi și e foarte bine și într-adevăr era normal să vă considere ca un model, că ați fost model pentru atâtea generații și în continuare fiind antrenoare, acum și noile generații află de la dumneavoastră și le împărtășiți experiența și descoperiți noi talente. Și dacă tot am luat la rând așa prin familie, cum a fost și experiența cu fiul dumneavoastră, mai ales când a fost acolo și a semnat cu Clubul Steaua, ați fost lângă el acolo, a stat, cum am zis, un cincenal la Clubul Steaua și, cum v-am zis, deci ați trimis, cum am zis, generațiilor următoare sămânța și prin Roxana și prin el au continuat la Clubul Steaua. N-ai cum să, pentru că o parte din sufletul meu a rămas la Clubul Steaua, pentru că eu acolo am trăit foarte mult timp, acolo m-am format ca om, acolo m-am realizat profesional și da, sunt datoare Clubului Steaua și nu pot decât să mulțumesc conducerii de la acea vreme pentru tot sprijinul care a fost arătat față de mine și față de noi sportivii. Da. Și n-am cum să nu recomand Clubul Steaua. Chiar dacă al meu copil, având parametrii unui canotor, nu și-a dorit să practică, să practice acest sport, pentru că întotdeauna spunea, da, mama, că să nu mă obligi, da, eu nu l-am ajutat să descopere el ceea ce îi place. Important pentru mine este și a fost că face mișcare, performanță, mai puțină performanță, dar nu pierde timpul prin parc, pe la baruri, se duce și se antrenează, se duce într-un grup organizat, într-un grup frumos. Da. Și asta aș dori pentru toți tinerii să înțeleagă că este mult mai sănătos să faci mișcare, să faci sport, chiar dacă nu faci sport de performanță.
Da, bineînțeles, dumneavoastră ați punctat foarte bine și dacă tot ați vorbit de aceste lucruri, vreau să vă întreb acum tot așa ca un sfat pentru cei care, să zicem că sunt generații mai noi și descoperă acum canotajul prin intermediul foarte multor medalii care au avut, care s-au fost obținute în ultimul timp, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră așa cam ce sfat le-ați dat și de ce calități ar avea nevoie un copil să îmbrăcițeze acest sport? În primul rând, starea de sănătate trebuie să fie una bună. Da. Trebuie să aibă minimul de parametri, pentru că acum nu se mai merge pe ideea aia de a avea peste 1,80 m. Aha. E, da, să creadă în visul lor. Pentru că atunci când crezi în visul tău și muncești pentru a-ți îndeplini acel vis, cu siguranță mai devreme sau mai târziu el se va realiza. Și să nu aibă niciun fel de ezitare în ceea ce privește sfaturile care le primesc de la antrenori. Să nu se uite cum se numește antrenorul XY, deci ei să aibă încredere așa cum au încredere în părinții lor, pentru că fiecare antrenor încearcă să învețe ce știu ei mai bine și ce cred ei că li s-ar potrivi mai bine. Da. Deci creadă în antrenor și în visul lor. Corect. Și dacă tot vine vorba de acest lucru, am uitat să vă întreb tot așa unele întrebări de începuturi. Dacă dumneavoastră ați mai cochetat și ați mai încercat și alte sporturi sau a încercat vreodată cineva să vă recruteze și la alt sport? Da, am fost selecționat la finalul clasei a 7-a, când eram încă la Iași, pentru a practica handbalul la liceu cu program sportiv Unirea Iași. Nu, la finalul clasei a 8-a. Da. Și am făcut vizita medicală, am dat acele probe sportive, am fost acceptată, da. Dar n-am fost încântată să plec de acasă, pentru că în mintea mea de copil îmi dădeam seama că implicându-mă într-o activitate sportivă așa de timpuriu, copilăria s-ar cam fi pierdut, pentru că da, atunci când vii să practici un sport de performanță, să vii în cantonament, nu mai ai timp să faci ce vrei tu când vrei, că există un program de antrenament, un program de școală, un program de odihnă, un program de masă și totul este bine calculat pentru a face înalta performanță. Și da. La momentul respectiv am crezut că sunt capabilă să fac sport. Și de în acest și da, de am și vrut să merg să-mi încerc șansa, să văd dacă este doar un vis neant sau poate deveni realitate. Da, corect. Acum vreau să vă întreb și pe timpul activității noastre și acum care sunt așa în general sportivii care îi urmăriți așa din umbră și îi admirați pentru ceea ce au făcut. Și nu neapărat doar la sportul care îl practicați și ajutați în continuare sportivi, în general, așa la toate sporturile și pe plan intern și internațional. Ei, da, n-ai cum să nu admir, eu vorbesc de ai noștri, de români, ai noștri, că ai da. Noștri sunt cei mai frumoși, cei mai da. Dori. La vremea când am venit în Snagov, era Maricica Puică, era o zeiță da. Atletismului, Doina Melinte. Mai târziu a apărut Paula Ivan, care da. A mers cu noi la Jocurile Olimpice de la Seul. Lotul olimpic feminin de canotaj, când o vedeai pe Mărioara Popescu, pe Valeria Răcilă, Elisabeta Lipă, păi nu știai cum să te ferești din calea lor, nu că ne-o cerea cineva, din respect să nu le incomodăm, să nu... Da. Pentru că, da, erau... niște sportive care aveau un palmares impresionant chiar și în 84, când am venit eu la Snagov. Da. Nic Vlad, da. Sorin
Babi, care era tot de la UDA Arad, Corneliu Ioan și de la handbal și de la basket, clar că am admirat întotdeauna. Iar afară, Carl Luis, Marnic McBean, Maria Brandina de la canotaj, am avut, da, foarte multe exemple și modele pe care le-am și cunoscut, le-am admirat, le admir în continuare, de ce nu? Da, foarte frumos și da, când ați menționat acele nume interne, aproape pe toți o să iau aici, bunii, deja am făcut interviu și cu doamna Maricica Puică și cu doamna Paula Ivan, cum se spune, minunea blondă și minunea brunetă care le-am avut în atletism. Iar doamna Maricica Puică, vreau să vă spun că începe să m-a legat așa o prietenie cu dânsa. Dânsa zice dacă vrea cumva să mă înfieze. Da. Și chiar s-a supărat acum când a fost ultima oară în România, când am contactat-o și pe dânsa și n-am venit și i-am spus că data viitoare îi promit că o să vin și o să o vizitez ca să nu se mai supere pe mine, că dânsa tot așa m-a ajutat cu foarte mult sportiv. Da. Este un om deosebit, un suflet atât de frumos și chiar merită să fie căutată și să fie îmbrățișată de toți cei care iubesc sportul, nu numai performanța, iar ea are și o performanță de, da, de uitat. Corect. Și într-adevăr, cum ați menționat acele nume, ea a fost alesă sportiva anului împreună cu Ben Johnson acel an când au fost medaliați și așa mai departe. În fine, dar acest interviu este despre dumneavoastră, dar bineînțeles, cum a spus, că avem cei mai frumoși și cei mai buni sportivi și eu am crescut cu acele generații, cu domnul Nicu Vlad și așa mai departe. Vreau să vă întreb acum că de fapt dumneavoastră când v-ați retras până la urmă n-a fost o retragere, că uitați să activați în continuare la turneile Master, dar acel moment când a fost, să zicem, propriu-zis momentul de retragere, cât de greu v-a fost acel moment? Nu mi-a fost deloc greu, pentru că aveam aproape 35 de ani când am renunțat la activitatea de înaltă performanță. Da. Îmi doream să devin mamă, da, și vedeam la prietena mea, Elisabeta, cât îi era de greu. Chiar dacă copilul era în siguranță acasă, soțul se ocupa, cum să spun, 24 din 24 de ore s-a ocupat de copil, Bona de asemenea. Dar ea nu mai punea capul pe pernă și să fie la fel de liniștită cum o făceam noi, sportivele fără copii acasă. Și am spus lucrul ăsta, eu nu vreau să îl testez, nu vreau să văd cam cum aș fi eu dacă mi-aș lăsa copilul acasă și să vin să fac în continuare performanță. Și motivul a fost, da, vreau să aduc pe lume un copil, da, și să fiu permanent sau cât mai mult în preajma lui, să-i văd evoluția. Da, și asta ați explicat bine și oarecum i-ați acoperit și o altă întrebare când a spus că, nu va, că au fost multe cazuri în care sportivele, după ce și-au făcut o familie și cu copiii, după vreo 2-3 ani s-au reîntors. Dar a spus și dumneavoastră cum bine că vreați să vă bucurați de acel copil și să crească lângă dumneavoastră, nu să-l lăsați acasă. Elisabeta, dacă mă, te rog să mă spuzi, Elisabeta a fost prima dintre, da, petrele, da, care a continuat și după ce a devenit mămică. Mai apoi a fost și Doina Ignat, Danța Burcică, Camelia Mihalce, Angela Lupe și da. Dar ea a fost prima deschizătoare de drum la capitolul ăsta de a fi mămică și a duce mai departe performanța canotajului. Da, lucru care eu nu mi l-am dorit. Da, cu ea, nu, păi sunt cazuri și tot așa am avut pe parte de gimnastică când am avut-o pe Monica Roșu, s-a retras și nu s-a mai întors, dar am avut și cazuri cum a fost și doamna Lipă, am avut cazul la Clubul Stea, cum a fost Simona German, care după ce a născut s-a întors, da, și a luat o altă medalie. Da. Da. Da, da, eu nu spun că nu se poate, Doamne ferește, doar că eu nu am fost dispusă
să-mi fiu în postura asta, pentru că eu sunt un pic mai egoist, așa, de firea. Ce e al meu, e al meu. Și copilul, da, îl iubesc, l-am iubit din prima clipă și n-am vrut să mă despart de el și am vrut să-l aud cum respiră, să-l aud și când este bine și mai puțin bine, sigur. Fiecare a procedat la momentul respectiv cum a crezut de cuvință. Eu le apreciez din toată inima și nu pot decât să fiu mândră că au putut să facă față unui stres în plus, pentru că nu ți-e tot una când știi că acasă ai un copilaș care e puțin răcit sau are febră, îi crezi dințișorii și tu trebuie să te duci să tragi un antrenament de intensitate sau te duci la competiția supremă și trebuie să treci prima linia de sosire. Jos pălăria în fața lor. Da, corect. Nu, păi cum am și spus dumneavoastră, că e bine ca o mamă adevărată, cum ați fost și sunteți, să crească copilul și să-l creșteți dumneavoastră, să crească lângă dumneavoastră, nu să lăsați cu o bună, cum a spus. Dar înseamnă că ele nu sunt mame adevărate, sunt niște eroine. A, da, da, ele, da, corect. Dar ele au fost și sunt niște eroine pentru că au putut să îmbine și performanța și creșterea copilului. La un moment dat le veneau copilași în cantonament cu bonele, cu astea și ele, da, îi vedeau când veneau de pe apă, îi pupau, îi drăgăleau, după care se duceau. Nu, deci nu că nu sunt super mame. Corect, nu, în ambele cazuri, stați liniștite că în ambele cazuri aveam complimente pentru ambele cazuri, nu vreau să jignesc pe nimeni. Da. Acum vreau să vă întreb, când v-ați hotărât să treceți pe partea aceasta de antrenorat, ați avut așa un model care v-a inspirat și după care v-ați ghidat sau v-ați făcut propriul dumneavoastră sistem? Eu nu mi-am dorit niciodată să devin antrenor cât am făcut sport. Niciodată nu m-am gândit la meseria asta. Da. Nu mă vedeam sau nu credeam că pot să desfășor această activitate. Doar că după retragerea din activitatea competițională în 2000 am avut o perioadă de vacanță mai lungă acordată de cei de la Clubul Steaua. Concedii, zile libere, ce au considerat ei, ca să ne lase să ne revenim. Și pentru că eu stăteam aici, unde stau și acum, în un oraș, la un moment dat, cei de la Federația de Canotaj mi-au dat un telefon și m-au întrebat dacă nu m-ar încânta, nu m-ar tenta. Și niciodată nu m-am gândit la aspectul ăsta. Dar hai să încerci la liceul la Snagov. Am mers acolo și a doua zi, după ce am văzut copilașii de acolo și am văzut cât sunt de dornici să te aibă în preajma lor, am zis, asta e meseria mea pe care vreau să o practic. Da. Și din momentul respectiv am spus, da, eu vreau să lucrez cu copii, cu juniori, eu am stat foarte mulți ani și am lucrat cu junior pentru că mi-a plăcut să îi văd cum cresc, cum ajung adulți în toată firea. Și așa s-a întâmplat. Eu nu am avut un exemplu de antrenor. Da. După care am încercat să fac ceea ce îmi dicta mie, conștiința. Da. Normal că așa mă gândeam și la Moceani și la doamna Valeria Cătescu și că nu ai de unde să le știi pe toate. În primul cantonament, când am plecat ca antrenor, era altă situație și atunci a trebuit să apelez la cunoștințele celor mai în vârstă și nu mi-a fost niciodată rușine să recunosc că tot timpul avem de învățat și nu trebuie să te uiți dacă și un marangoz are ceva. Da. Nu trebuie să-ți fie rușine să comunici, să întrebi, să înțelegi anumite lucruri.
Da, corect, așa este. Acum vreau să vă întreb că dumneavoastră sunteți mai în măsură să faceți această comparație. E mai ușor să lucrați cu băieții sau cu fetele sau cu juniorii sau cu cei mai adulți, că mă gândesc la juniorii, modelați mai ușor, dar la adulți aveți de lucra cu personalități mai multe. Ei, nu e așa la juniori. Cine spune că la juniori e ușor, este foarte dificil. Vă spun, pentru că ei vin de acasă, de la părinți. Pentru ei este un șoc plecarea. Dacă în primele 3-4 zile, o Da. săptămână, li se pare că sunt într-o vacanță, într-o tabără, după 2 săptămâni încep plânsete, încep băbaiete, programul de școală. Am avut sportivi care nu știau să înghită o pastilă, erau răciți, trebuia pisată pastila în linguriță, Da. nu le plăcea mâncarea XY, îi fura cadeaua de sub pernă, plângeau. Deci la școală nu prea erau obișnuiți de acasă să meargă la școală, note din burtă degeaba ar fi dat profesorul, că venea evaluarea. Da. Unii nu știau să folosească mașina de spălat, alții nu știau să-și întindă rufele. Adică la juniori este munca cea mai grea. Antrenorii de juniori trudesc foarte mult pentru că ei trebuie să îi aducă din familii și să le devină și mamă și tată, cum am spus și mai devreme, și să aibă grijă de evoluția lor, ca să fie eventual cei care pot niște sportivi de valoare pentru lotul de tineret și mai apoi pentru lotul de seniori. Dar Da. trebuie să-și finalizeze studiile, trebuie, 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 deci la junior nu. La seniori să știți că da, sunt oameni cu personalități diferite, dar fiecare știe ce are de făcut, sunt profesioniști. Știu de ce se află în cantonament, știu de ce ies pe apă, știu pentru ce trag la antrenamentul respectiv să fie la un procentaj mai în față sau un timp mai bun. Adică lucrurile sunt mult mai, nu că e ușor. Da. Probleme și tot felul de greutăți întâmpinăm și acolo, chiar dacă la nivel de lot olimpic avem, pot să spun, aproape toate condițiile, și asta mulțumit doamnei Elisabeta Lipă și Federației Române de Canotaj, care se străduiesc zi de zi să ne aducă sponsori, să fie la alături de noi, să iubească performanța ca să o ducem bine și să nu ne lipsească nimic. Da. Pentru în toată lumea sunt din ce în ce mai dificile și știți cum e. Rezistă cine poate. Da. Și Dar cine sunt. în privința, cum v-am zis, între fete și băieți, știu lucrul ăsta de când eram mic, mama îmi spunea, pentru că a avut doi băieți pe mine și pe fratele meu, și îmi spunea mereu, fetele sunt mai ascultătoare, băieții sunt mai ursuți, mai încăpățânați. Adevărat, asta e o idee preconcepută, nu. La fel de ascultători sunt și unii și alții, fiecare cu temperamentul lui și trebuie să ai pedagogia, pe psihologia necesară ca să-i simți și atunci când nu au ei chef de discuții, de tandrețuri sau de nu știu ce, Da. îi lași pace. Nu, nu, nu. Trebuie să știi când te apropii mai mult, mai puțin de ei și când sunt foarte obosiți, trebuie să-i lași în treaba lor acolo, pentru că dar toți sunt deopotrivă niște drăgălași și niște muncitori. Da. Păi da, și știți cum e, câteodată partea aceasta, cum a zis, de pedagogie, am avut-o și de la ambii părinții a mei, dar știți, câteodată e mai greu să îți modelezi propriul copil decât pe ceilalți. Că... Da, Trebuie să corect, da, corect. niciodată Acum... să renunțăm. Da, bineînțeles, bineînțeles, da. Acum vreau să vă întreb tot așa, trebuia să fie una dintre primele întrebări, dar ne-a dus așa discuția și cum v-am zis, mai
revin la întrebările mai vechi. Vreau să vă întreb de cum a fost primele experiențe, să zicem, în ghilimele negative pentru noastră. Eu încerc să zic așa, la fiecare sport, știu eu, la un not, cum a fost prima burtă, la alții prima minge în cap, la dumneavoastră, să zicem, nu știu, prima cădere din barcă sau ați luat apă în barcă, cum au fost acele prime experiențe negative și dacă v-au impulsionat și v-au făcut să vă îndrăgostiți mai mult de acest sport sau v-au, așa, pe moment v-au speriat? Dar nu pot să spun experiențe negative, sunt parte din joc, da. Și face parte din viață. Da, a fost situații în care nu mi-am strâns bine siguranța la vâslă, la furchet și a sări vâsla, m-am răsturnat, nu a fost nicio problemă, barca de la canotaj, schiful nu se scufundă precum cea de la caiac, a venit antrenorul, m-a ridicat din apă, m-a așezat în barcă și mi-am văzut de treaba mea. Deci am luat-o ca pe un lucru firesc, atâta timp cât ești pe apă, poate să ți se întâmple și așa ceva. Nu, nu a fost și nu e nimic de speriat, pentru că la noi primul, deci primul criteriu este cel de antropometrie. Da. Ce starea de sănătate, evident, când copilul este selecționat, știe să înnoate sau nu știe să înnoate, este dus la bazin să te aprobele, dacă nu știe să înnoate, face cursuri să învețe să înnoate și abia după să-l scoși pe apă. Nimeni nu este scos în barcă fără să știe să înnoate și să aibă viza pe legitimație că știe să înnoate. Adică sunt niște lucruri foarte bine puse la punct și nimeni nu poate să facă rabat de la ele. Da, corect. Acum tot așa, eu nu știind prea multe de partea aceasta de antrenamente și pe parte tehnică și nu știind toate, să zicem, toate ramurile canotajului, dumneavoastră ați trecut prin multe, de la 2 vâsle, la 4 vâsle, la 8+1 și la 2 rame și așa mai departe, dar dacă cumva a mai fost și vreo altă ramură care v-ați dorit să o încercați și n-ați încercat-o? Pe altă ramură nu mai există, pentru că Pot să zic că întrebarea asta poate a sunat puțin naiv, dar eu nu mă pricepeam, de asta m-am întrebat. Nu, eu știu că nu ești de specialitate 100%. Deci, da. Am tras ultima dată la Jocurile Mondiale Universitare, la San Caterin în Canada, da. Să le spun. Odată, în Canada, unde am luat medalia de aur, având-o ca adversară pe Marnie McGuinn, la ea acasă, dublă campioană olimpică la Jocurile de la Barcelona. Da. Deci am concurat în proba de simplu, am concurat în proba de toate probele posibile la noi la canotaj. Deci, am înțeles. Am niciun regret, Doamne ferește. Nu, deci le-ați luat pe toate. Asta nu știam dacă mai există vreuna și de asta v-am întrebat. Acum, ca să încheiem așa dintr-o notă oricum optimistă și mai vesel, nu că n-am fi întristat, Doamne ferește, la angul acestui interviu, ba din contră, că am văzut că din când în când v-am strânit și zâmbetul și înseamnă că mi-a făcut datoria, dar vreau să vă întreb că cele mai multe amintiri dumneavoastră ca sportivi și apoi și ca antrenori, pentru cei care au îmbrățișat și această meserie, le aveți de prin cantonamente și dacă ne puteți împărtăși așa o istorioară sau o glumă sau o farsă, ceva care s-a întâmplat prin cantonament de-a lungul activității noastre sau poate acum când ați fost antrenoare. Ei, dar nu se întâmplă așa, că noi suntem destul de potoliți, canotori în general. Da. Când, știu eu, își servează cineva ziua de naștere, făceam niște jocuri, niște ore, niște din astea de spărgeam tavanele, da, pentru că jucam cu simțul răspunderii, nu așa, dar fără băutură, că dacă beai un pahar de vin sau o bere, asta nu era băutură. Corect. Nu făcut lucruri din astea care să zici a trebuit să ne ascundem, a trebuit să ne fie rușine. Sau să fugiți pe geam undeva noaptea sau...
Nu, Doamne ferește, pentru că știi care-i treaba? Eram atât de multe și atât de bune, da, încât îți făceai rău ție pentru că aștepta alta, da, dar în scria locul. Și atunci nu-ți permiteai, când erai deja componenta unui echipaj, trebuia să-ți vezi de starea ta de sănătate, de refacere de asta, încât să nu cumva să vină cealaltă din urmă și să-ți spună antrenorul într-o zi, păi asta e mai conștiincioasă, chiar dacă nu e la fel de grozavă ca tine, da, dar ce prostiile care le faci tu. Nu, nu s-a întâmplat niciodată și asta e valabil și pentru partea masculină. Am înțeles. Nu. Muncești prea mult, stai departe de familie, stăm 11 luni din 12, da, până am, și nu-ți permiți să faci niște lucruri din astea care să te scoată din joc. Da, corect, așa este. Mă gândeam la partea aceasta, știți, câteodată când se spune că sportivii aceia mai nebunați sau mai rebeli, câteodată zicea că sunt mai talentați și câteodată unii mai fac niște lucruri, dar cum a zis dumneavoastră, la acest sport, dacă făceai un lucru, de-abia aștepta următorul să primească el șansă și atunci te eliminai singur, da. Ei, nu, la noi aici ai startul, acolo e finish-ul, cine trece primul, al doilea, al treilea, linia de sosire are prioritate în alcătuirea echipei. Nu este ca la un sport cu mingea, să spui, lasă că poate dă cu stângul mai bine decât cu dreptul, cum ar da Isaiu, sau aruncă cu mâna stângă mai bine decât cu dreapta. Da, da. Le sunt foarte clare și corecte în același timp. Da, da, corect, așa este. Canotajului în general, iar eu acesta încercând să fie un canal mai mult cu sportivi stelist, dar bineînțeles că aduc și mulți alți de legende și sportivi, pentru că clubul ăsta nu are toate secțiile și mai ales pe partea aceasta feminină nu prea are foarte multe și atunci aduc și alți sportivi mari ai României. Dacă aveți un mesaj pentru iubitorii sportului de performanță, a canotajului și în special pentru fanii stelei. Da, deci toți sportivii care au parametri și care pot fi selecționați de antrenori, indiferent de clubul din provincie sau din capitală, da, să nu-și facă, pentru că la momentul când performanța o va impune, ei vor ajunge la Steaua sau la Dinamo. Deci de ei, da, depinde și să aibă încredere în visul lor, cum am mai spus în interviu, și să n-aș putea să spun să sacrifice, să lase pe planul 2 alte, da, lucruri pentru a-și îndeplini visul, pentru a face performanță, că după ce termini cu înalta performanță, îi asigur că au timp să facă tot ce vor ei și să recupereze ceea ce pot spune că au pierdut făcând performanță. Și odată ce ajungi să faci performanță, nu ai cum să regreți. Da. Niciodată, pentru că performanța e un lucru minunat și acest lucru nu poate fi făcut de oricine, mai ales în sport. Pot, da, să performeze în alte domenii, dar acolo sunt 2-3. Aici pot să performeze și să fie cunoscuți în toată lumea. Da, corect, așa este și am uitat să menționez, bineînțeles, a rulat pe ecran și lumea a văzut că dumneavoastră sunteți maestru emerit al sportului și aveți și ordinul acela național pentru merit la grad de comandor. Eu le zic așa pentru că tot așa nu mă pricep cum sunt date și așa mai departe. Iar eu v-am făcut, așa cum probabil una dintre probele noastre preferate și a domnului Lipă a fost cea care este considerată regina canotajului la 8 rame cu cârmaci 8+1, v-am făcut și eu așa, cum se spune în ghilimele, dar dumneavoastră sunteți, că pentru că ați luat atâtea medalii de aur, sunteți un fel de regina canotajului pe partea stelei. Da, mulțumesc frumos. Da, până în momentul de față, din ce știu eu, sunt cea mai medaliată sportivă a clubului Steaua. Da. Corect. Și mai ales că pentru că faceți parte, că de fapt și această secție de canotaj este secția cea mai productivă atât la clubul Steaua cât și la clubul Dinamo.
Ei, și vreau să spun că doresc sportivilor tineri să mă depășească, că au toate condițiile și au toată susținerea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Federației Române de Canotaj, cluburilor și așa mai departe, să mă depășească, că aș fi foarte bucuroasă să vină ăstea la alte sau ăștia la alți tineri să mă depășească, pentru că, așa cum v-am spus, acum nu le lipsește nimic, că vreau să mă adresez corect, lor. Corect, nu. Și uitați că am uitat să vă întreb cum a fost acel eveniment, că datorită tot unei persoane care îl consideră acum unchiul meu și dânsul chiar, am luat masa împreună și am făcut cu mine turul stadionului acolo, domnul Roșu. Când am fost la stadion, chiar dânsul mi-a pus o vorbă bună, că bineînțeles pașnicii pe acolo nu știa cine sunt eu și când a venit dânsul au zis tot să trăiți și am venit eu cu nepotul pe aici și m-a lăsat. Și vreau să vă întreb, cum a fost acel eveniment când v-ați întâlnit tot așa cu mulți, a fost acolo toți cei care au obținut medalii de aur la Olimpiade și tot așa comandanți și lume care a făcut istorie la clubul nostru drag. Toți comandanții clubului Steaua de pe vremea când făceam eu performanță îmi sunt dragi, dar domnul general Roșu este o persoană deosebită, da. Și îmi face de ori de câte ori ne întâlnim să ne vorbim, să ne împărtășim anumite lucruri și pe telefon ne auzim din când în când, nu foarte des, dar da, domnul general face parte din generația care chiar e păsat de tot ce se întâmpla în clubul Steaua și își dorea să fie clubul Steaua numărul 1. Da, și dânsul a avut și prieten care tot așa putem să tragem linie între ei și clubul Steaua, cum a fost domnul Țopescu, care și eu tot așa l-admir și lumea îl știe doar din postura dânsului că a fost comentator, dar a fost și purtător de cuvânt al clubului Steaua, a fost și sportiv la clubul Steaua, și el și tatăl dânsului și așa mai departe. Cum am zis, sunt atâtea lucruri că eu la toți le spun în fiecare dimineață că mă trezesc, mai descoper încă ceva, pentru că deja clubul Steaua are peste 21.000 de medalii și de trofee și dacă ar fi să le luăm pe toate la puricat, ar trebui ani, multe vieți, cum se spune. Este un club de elită și mi se pare normal să aibă atâtea performanțe, pentru că da, și Ministerul Apărării și investește foarte mult în performerii de la acest club. Da. Și sperea este pe măsura performanțelor fără echipoc. Da. Uitați că mi-a cerut scuze că v-am ținut mai mult, dar ăsta, acum am intrat într-unul din defectele mele. Mi-au la revedere, dar de fapt nu mi-au la revedere, că v-am mai ținut. Dar acum mă opresc. Da? Deci, dragi prieteni, asta a fost și pe săptămâna aceasta și sper că v-a făcut plăcere să vă aduc în față din nou o legendă și una dintre persoanele pentru care am pornit acest proiect. Și în curând o să vă aduc tot așa pe cineva cu care am crescut și chiar antrenatul dintre prietenii mei cei mai buni, pe doamna Laura Badea și așa mai departe. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu un nou invitat de marcă și, bineînțeles, pe final, cum v-a spus, acesta fiind un canal stelist, nu putem încheia decât prin Forța Steaua. Hai Steaua, Forța Steaua! Da, bun.